Bună ziua, dragi elevi din clasa a 12-a. Mă numesc Marius Râznic, sunt profesor de istorie la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Gheorghe din Botoșani și împreună cu colega mea, doamna profesor de istorie Loredana Ciobanu de la Colegiul Național Mihai Eminescu, începând de astăzi și în săptămânile imediat următoare, o să încercăm să vă ajutăm să rezolvați orice model de subiect la bacalaureat și pe care să-l puteți eventual absolvi cu nota maximă, cu nota 10. Astăzi ne vom concentra atenția asupra primului capitol intitulat Romanitatea românilor în viziunea istoricilor. Pentru început trebuie să spunem că ce presupune romanitatea românilor, ideea descendenței romane a poporului român, conștiința românilor despre această descendență, latinitatea limbii române și, nu în ultimul rând, continuitatea elementului daco-roman în nordul Dunării după retragerea aureliană, care a avut loc undeva în 271-275. Vă propun să abordăm evoluția ideii de romanitate a românilor pe perioade istorice și acolo unde este cazul chiar pe secole. Astfel, secolele 15-16 reprezintă momentul în care în Europa se manifestă renașterea și umanismul. Dacă ne aducem bine aminte din lecțiile făcute în clasa a noua, umaniștii acordau o atenție deosebită valorilor antichității clasice și în acest context ei vor descoperi numeroase surse și izvoare istorice care să vorbească despre războaiele daco-romane, despre procesul de romanizare și implicit de ideea de romanitate a românilor. Un alt element care îi determină pe umaniști să se concentreze asupra problemei romanității românilor îl reprezintă faptul că în această epocă, pe linia Dunării, românii conduși de voievozi precum Iancu de Hunedoara, Vlad Țepeș sau Ștefan cel Mare luptă să apere porțile creștinătății în fața ofensivei musulmane. Și în acest context, umaniștii doresc să afle care este originea etnică a voievozilor și a poporului pe care îi conduce. Poggio Bracciolini este primul umanist care afirmă continuitatea elementului roman în țările române și atestă foarte clar faptul că în această zonă, nordul Dunării, există o populație care vorbește o limbă de origine latină. Papa Pius al II-lea, pe baza mostrelor curese direct din spațiul românesc de către călugării dominicani și franciscani, popularizează cel mai mult ideea romanității românilor în mediile erudite europene din epocă. Un alt umanist, Antonio Bonfini, își petrece o mare parte din viață la curtea regelui maghiar Matei Corvin. În opera sa, numită Decadele, el susține în mod clar că românii sunt urmașii coloniștilor și ai legiunilor romane. Și nu în ultimul rând, umanistul român, Nicolaus Olahus, în 1536 redactează opera Hungaria, în care de asemenea aduce argumente în favoarea originii romane a românilor și susține pentru prima dată unitatea de neam, de limbă și de religie a românilor, indiferent că sunt din Moldova, din Transilvania sau din țara românească. Secolul 17 este dominat într-o oarecare măsură de cronicarii umaniști din Moldova și din țara românească. Grigore Ureche redactează Letopisețul țării Moldovei, în care aduce
noi argumente în favoarea romanității, subliniind latinitatea limbii române vorbită de toți locuitorii din nordul Dunării. De asemenea, este autorul celebrei expresii de la Râm, ne tragem. Subliniind, încă o dată, originea romană a românilor. Miron Costin continuă letopisesul țării Moldovei, început de Grigore Ureche, dar ce merită subliniat la Miron Costin, el redactează o altă operă intitulată De neamul moldovenilor, aceasta fiind prima operă științifică consacrată exclusiv originii românilor. În viziunea lui Miron Costin, istoria românilor începe cu cea a dacilor antici, care ulterior, după 101, 102, 105, 106, au fost cuceriți și supuși procesului de romanizare. Contemporan cu Miron Costin, în Țara Românească, stolnicul Ioan Cantacuzino, în istoria țării românești, încă o dată sublinează în mod foarte clar descendența românilor din romanii sosiți în Dacia, în nordul Dunării, după 106. Sfârșitul acestui secol și începutul secolului următor este dominat de figura marcantă a savantului și pentru o scurtă perioadă de timp a domnitorului Dimitrie Cantemir. Acesta abordează ideea romanității întreagăt în descrierea Moldovei, dar romanitatea este amplu abordată într-o altă lucrare, Hronicul Romano-Moldo-Vlahilor. Dorind să sublinieze locul românilor în istoria universală și printre popoarele europene, Dimitrie Cantemir va susține originea pur romană a românilor, susținând, așa cum afirmase și istoricul antic Eutropius, exterminarea totală a dacilor în 101, 102, 105, 106. Dimitrie Cantemir lansează astfel teoria purismului, adică românii sunt exclusiv urmașii romanilor, idee care ulterior vom vedea va fi dezvoltată de către reprezentanții școlii ardelene. O schimbare în abordarea romanității are loc în secolul al XVIII-lea. Dacă până acum romanitatea românilor nu a fost pusă la îndoială, în acest secol, în Transilvania, în special, romanitatea românilor se va transforma dintr-o problemă științifică în una politică. În primul rând, din punct de vedere etnic, în Transilvania, maghiarii, sașii și secuii erau considerați națiuni privilegiate, bucurându-se de toate drepturile politice, în timp ce românii, deși reprezentau 60% din populație, nu aveau drepturi politice, fiind considerați doar națiune tolerată. Pe plan religios, datorită politicii promovate de Curtea Imperială de la Viena, între 1699-1701, se formează o nouă confesiune, este vorba de Biserica Unită sau Greco-Catolică, rezultată prin alipirea la Biserica Romei a unei părți a credincioșilor ortodoxi din Transilvania. În aceste condiții, o parte din preoții greco-catolici au ocazia să studieze la Viena și în Italia, unde vor descoperi noi surse și noi argumente în favoarea romanității și a vechimii românilor din Transilvania, idei care vor fi folosite ca o armă politică pentru a cere drepturi egale între români și națiunile privilegiate. Primul care face acest lucru este episcopul unit Ioan Inocentie Micu Klein, acesta redactează în 1744 un prim program politic de emancipare a românilor intitulat Suplex Libelus,
în care solicită eliminarea denumirii jignitoare de națiune tolerantă pentru români, tolerată pentru români, și acordarea de drepturi egale românilor cu națiunile privilegiate, argumentele fiind romanitatea, vechimea și continuitatea elementului românesc în provincie și după retragerea aureliană. Drept replică la aceste cerințe, în 1781, austriacul Franz Sulzer printr-o operă, Istoria Daciei Transalpine, lansează în premieră teoria imigraționistă, susținând retragerea totală a populației cu ocazia retragerii aureliene din 271-275. Poporul român s-ar fi format undeva în sudul Dunării, de unde a migrat în nordul fluvirului abia în secolele 12-13 și în consecință românii au venit mai târziu în Transilvania și nu au dreptul să ceară drepturi politice. Drept răspuns la teoria imigraționistă lansată de Franz Sulzer va veni replica reprezentanților școlii ardelene. Școala ardeleană reprezentând varianta românească iluministă din secolul al XVIII-lea. Reprezentanții școlii ardelene, precum Petru Maior, Gheorghe Șincai, Ion Budai Deleanu, vor folosi argumentele în favoarea romanității, solicitând în continuare drepturi politice pentru români. Acestea sunt foarte clar formulate într-un nou program elaborat în 1791, intitulat Supplex Libellus Valahorum, trimis curții imperiale de la Viena, în care reprezentanții școlii ardelene preiau și dezvoltă teoria purismului elaborată anterior de către Dimitrie Cantemir. Argumentele fiind în continuare vechimea și continuitatea elementului românesc în regiunea intracarpatică. În secolul al XIX-lea, disputa în jurul romanității se va reaprinde undeva la jumătatea acestui secol. În 1859, prin dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza, se pun bazele statului român modern, care vor deveni o variantă pentru românii din Transilvania și din Bucovina. Și în aceste condiții, teoria imigraționistă este reluată și îmbogățită de către Robert Roessler, acesta, în 1871, publică lucrarea Studii Românești, în care dezvoltă teoria imigraționistă pe mai multe paliere. Ideile generale susținute de Roessler ar fi, 1. Faptul că dacii, așa cum afirmă istoricul latin Eutropius, au fost exterminați în urma celor două războaie dintre Decebal și Traian. 2. Romanizarea nu a putut fi realizată într-o perioadă scurtă de timp, încadrată de Roessler între 106 și 271-275. Cu ocazia retragerii aureliene, toată populația din nordul Dunării a părăsit regiunea și s-a retras în sudul fluvirului. Poporul român s-a format în sudul Dunării, de unde a migrat mult mai târziu, secolele 12-13, și susține în acest sens că nu există izvoare istorice care să menționeze prezența românilor în nordul Dunării până în această perioadă. Iar o ultimă idee o reprezintă faptul că la sosirea lor în Europa, deci undeva la sfârșitul secolului IX, maghiarii au găsit în Transilvania un teritoriu pustiu
pe care l-au anexat, l-au populat cu sași și cu secui, iar românii au venit mult mai târziu în regiune și în consecință nu pot manifesta, emite pretenții în regiunea intracarpatică. Această teorie dezvoltată de Robert Roessler în 1871 va fi combătută în scurt timp de către istoricul român A.D. Xenopol. În 1884, A.D. Xenopol publică două lucrări, una intitulată Teoria lui Roessler și cea de-a doua, Studii asupra stăruinții romanelor în Dacia Traiană. A.D. Xenopol aduce argumente logice și istorice pentru a combate ceea ce susținuse Robert Roessler în Studii românești. El demonstrează în primul rând că dacii nu au fost exterminați în cele două războaie, 101, 102, 105, 106, aducând ca argumente menținerea vechilor hidronime și toponime. Dacă dacii ar fi fost exterminați, logic că romanii ar fi dat nume noi râurilor și localităților din nordul Dunării. Iar un alt argument în favoarea existenței dacilor după 106 îl reprezintă existența unor unități militare recrutate din rândul dacilor, atestate în Britania sau în Capadocia până în secolul 3-4. În ceea ce privește faptul că procesul de romanizare a avut un timp insuficient, Xenopol și istoricii care au urmat după el vor demonstra că romanizarea nu se încadrează doar între 106-271, ea cuprinde o etapă anterioară numită romanizarea inițială, reprezentând contactele dintre daci în cazul nostru și romani încă undeva din secolul 2 înainte de Hristos. Deci timpul a fost suficient ca dacii să preia elementele de civilizație și de cultură romană, inclusiv limba latină. În ceea ce privește continuitatea populației daco-romane în nordul Dunării, după 271-275, ea poate fi dovedită printr-o serie de descoperiri arheologice care dovedesc existența în nordul Dunării, a unor așezări cu locuire neîntreruptă după această perioadă, dar și existența unei populații sedentare care în epocă practică agricultura și meșteșugurile. Un alt argument în favoarea continuității daco-romanelor în nordul Dunării și implicit a formării poporului român în această regiune îl reprezintă faptul că creștinismul la români s-a răspândit în limba latină. Peste 90% din cuvintele creștine din limba română sunt de origine latină. De ce este important acest fapt? Pentru că dacă poporul român s-ar fi format în sudul Dunării, așa cum susțin reprezentanții teoriei imigraționiste, românii ar fi preluat creștinismul în limba greacă sau în limba latină. În ceea ce privește afirmația lui Roessler că nu avem surse istorice care să confirme prezența românilor în nordul fluviului până prin secolele 13-14, argumentele care combat această idee sunt diverse. Astfel, în secolul IX, geograful armean Moise Corenati vorbește în regiunea de existența unei țări necunoscute numită Balac. Dacă ne aducem aminte, în epocă, în izvoarele medievale, românii vor fi pomeniți sub numele de valahi, vlahi, volohi, blahi de către popoarele vecine. Și în același secol IX, cea mai veche cronică turcă, este vorba de Oghuzname, vorbește de o țară a valahilor pe care ei o numesc Ulak Ili. În fine, în secolul al XI-lea, istoricul persan Gardizi, în Podoaba istoriilor, spune că românii sunt așezați între ruși, bulgari și maghiari, între Dunăre și un munte mare. Deci putem bănui că este vorba de lanțul carpatic.
Robert Roessler, am văzut noi anterior, susținuse că în momentul sosirii maghiarilor în Europa, da, și așezărilor în Panonia, în Transilvania exista un teritoriu pustiu. Ori această afirmație este interesant și poate ironic, însă contestată de cronicarul maghiar Anonymous. Acesta redactează lucrarea Gesta Hungarorum, Faptele Ungurilor, prezintă cu lux de amănunte sosirea maghiarilor în Panonia conduși de Arpad și menționează faptul că în momentul instalării maghiarilor în Panonia, în Transilvania au găsit trei formațiuni politice prestatale, ducate sau voievodate, conduse de Menumărut, de Glad și de Gelul. Gelul fiind numit, atenție, Vlach, adică român. În secolul 20, problema romanității va continua să fie aprig dezbătută, mai ales că la 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, reprezentanții românilor au decis unirea Transilvaniei cu România. Istoricii maghiari vor elabora noi lucrări prin care încercau să demonstreze lumii europene că s-a greșit permițându-se unirea Transilvaniei cu România. Însă, aceste noi teorii care reiau și dezvoltă teoria imigraționistă va fi combătută în epocă de istorici, de arheologi și de lingviști români. Aici putând menționa, deci, marele istoric Nicolae Iorga, istoricul Gheorghe Ibrătianu, care are o lucrare foarte interesantă și foarte bine pusă la punct în care demontează teoria imigraționistă, O enigmă și un miracol istoric poporul român, redactat în 1936. Alte argumente în favoarea romanității în epocă sunt aduse de către arheologul și istoricul Vasile Pârvan, dar și de lingviști de marcă precum Alexandru Rossetti. În perioada postbelică, după 1945, disputa în jurul romanității va căpăta noi nuanțe. În primul rând, știm că după 1945, în România se va instaura, în circa 3 ani, regimul totalitar comunist. Schimbarea de regim politic va avea și efecte asupra abordării romanității românilor, da? Istoria oficială, neputând scăpa de aceste schimbări de ordin politic. O perioadă după 1948, România, ca și alte țări din blocul comunist, vor fi atent controlate de către Uniunea Sovietică. Și în acest context, în 1947-1948, istoricul oficial Mihail Roller redactează un manual de istoria românilor și apoi istoria RPR, adică istoria Republicii Populare Române. În aceste opere, el va exagera rolul și aportul elementului slav în procesul de etnogeneză românească. O schimbare are loc în 1965, când conducerea partidului și inclusiv a României Comuniste este preluată de Nicolae Ceaușescu. Nicolae Ceaușescu își propune să continue politica de independență față de Uniunea Sovietică și va declanșa o acțiune de reînviere a valorilor naționale. În aceste condiții, elementele sau influențele slave sunt ușor îndepărtate din cărțile de istorie, dar în scurt timp are loc o schimbare majoră, deoarece începe un proces, o acțiune de preamărire a virtuților lui Nicolae Ceaușescu, da, așa numitul cult al personalității,
și printre altele, genul din Carpați va dori să demonstreze că el este conducătorul unuia dintre cele mai vechi popoare de pe continentul european. Efectele pe plan istoriografic vor consta în faptul că este minimalizat aportul factorului roman și este exagerat aportul elementului dacic. Anumiți diletanți vor susține că limba dacă și nu limba română, limba romană stă la baza limbii române. Abia la începutul secolului 21, când atât România, cât și statele vecine, Ungaria și Bulgaria, vor deveni membre ale Uniunii Europene, problema întâietății își va pierde oarecum din importanță și treptat romanitatea românilor nu mai poate fi, zicem noi, contestată, fiind acceptată ca un fapt științific și istoric cert. În concluzie, putem observa că de-a lungul epocilor istorice, problema romanității românilor a fost transformată dintr-o problemă științifică, istorică, care trebuia să fie discutată cu calm și argumente solide de către istorici, deci aceasta s-a transformat într-o dispută politică, având ca efect apariția unor teorii exagerate. Și vom relua rând pe rând aceste teorii, începând cu teoria purismului, lansată de Dimitrie Cantemir și dezvoltată de reprezentanții școlii ardelene, apoi teoria imigraționistă, lansată de Franz Sulzer în 1781, reluată și dezvoltată ulterior de către Robert Roessler în 1871 în studii românești. Pe final am văzut în perioada postbelică, după 1945, în România comunistă vor apărea alte două teorii exagerate, cea care preamărea rolul slavilor în formarea poporului român și apoi, în timpul regimului Ceaușescu, cele care au mutat accentul pe importanța influențelor dacice în procesul de formare a poporului român. Bună ziua, dragi elevi! Așa cum spunea și colegul meu, domnul profesor Marius Râznic, eu, Loredana Ciobanu, împreună cu dumnealui, o să încercăm pe parcursul a câteva emisiuni să vă sprijinim în modalitatea de rezolvare a subiectelor pentru bacalaureat, în așa fel încât să tindeți cu toții spre nota 10. Dacă domnul profesor, în prima parte a acestei înregistrări, v-a făcut o introducere în prima temă, romanitatea românilor în viziunea istoricilor, eu mi-am propus să vă fac o prezentare a structurii subiectelor pentru bacalaureat și să vă indic modalitatea în care acestea pot fi rezolvate, pornind de la baremele pe care le aveți și voi la dispoziție după momentul examenului. E foarte important să știm că examenul de bacalaureat la disciplina istorie presupune rezolvarea a trei subiecte. Subiectul 1 și subiectul al doilea pornesc de la surse istorice, în funcție de care trebuie să rezolvăm exerciții, în vreme ce subiectul al treilea este un eseu structurat. Subiectul 1 presupune două surse istorice pe care trebuie să le citiți cu atenție. Și sfatul meu este să faceți din asta o regulă. Să citiți cu atenție sursele ca și cum nota voastră depinde de ele. Mai ales că, dacă veți face acest lucru și în faza de pregătire, veți observa că o să descoperiți noțiuni care vin în completarea celor obținute de voi la clasă sau în mediul online, depinde cum ne desfășurăm orele. Odată citite sursele, putem să trecem la rezolvarea exercițiilor. De regulă, primele trei exerciții au un grad de dificultate redus.
Vi se cere să vorbiți despre alianțe politico-militare, personalități istorice, fapte derulate de aceste personalități. Vi se cere așadar să vă orientați în cele două surse pe care le aveți la dispoziție și să formulați un răspuns. După cum observați și în prezentarea de pe ecran, pe barem avem cu roșu scrisă informația din baremul de corectură. Pe barem se precizează că se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect. Prin precizare, menționare, adică răspuns scurt, prin citat, preluare din sursă sau în enunț. Recomandarea mea este să rezolvați aceste exerciții în enunț. Formulați propoziții în care reluați enunțul și îl completați. Exercițiul al patrulea, de la subiectul numărul 1, vă cere să identificați litera unei surse în care este prezentată o anumită informație istorică. Ca un sfat, de regulă, la acest exercițiu, litera este diferită față de cea menționată în exercițiul al cincilea. Încercați totuși, înainte de a scrie litera respectivă, să identificați informația în sursa la care vă faceți trimitere în rezolvare. Exercițiul al cincilea. Ar trebui să vă aducă 7 puncte. 7 puncte pentru identificarea corectă a unei relații cauze-efect între două informații istorice din una dintre cele două surse. E foarte important să fiți atenți, pentru că la acest exercițiu puteți să obțineți 7 puncte sau niciun punct. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că citiți sursa cu foarte mare atenție. Încercați să identificați conectori. Încercați să identificați o informație care vouă vi se pare că ar putea să fie informația cauză. Apoi încercați să identificați informația care ar putea să fie efectul. Și notați-le pe hârtie. E foarte important ca pe foaia voastră de examen să apară cuvântul cauză, două puncte, ghilimele și informația pe care voi ați identificat-o, efect, două puncte, ghilimele și din nou informația pe care ați identificat-o. Sfat. După ce ați scris efectul, puneți întrebarea de ce și în mod firesc ar trebui să vă răspundă informația pe care ați trecut-o la cauză. Acestea sunt exercițiile care trebuie rezolvate în funcție de cele două surse ale acestui subiect. Sunt exercițiile care trebuie să vă aducă 20 de puncte din 30. Urmează alte două exerciții, exercițiul 6 și exercițiul al 7-lea, care presupun redactarea unor enunțuri dezvoltate sau simple pe baza informațiilor pe care le-ați dobândit de-a lungul acestui an școlar. Exercițiul al 6-lea presupune redactarea a două prezentări. Dacă ne uităm cu atenție în josul paginii, observăm că pe barem se spune că punctajele vin din menționarea faptului istoric și din dezvoltarea informațiilor legate de faptul istoric, adică de menționarea cel puțin două caracteristici ale acelui fapt istoric. Recomandare. O să-i rog pe colegi să dea un pic, mulțumesc frumos. Recomandare. Încercați, atunci când prezentați un fapt istoric, să vă gândiți la relația cauză-efect. Orice fapt istoric este determinat de cel puțin o cauză, are o caracteristică, două, trei, câte știți, adică are un conținut și, bineînțeles, că are efect. Evidențierea relației cauză-efect este foarte importantă atunci când rezolvăm un subiect la disciplina istorie. Bineînțeles că același lucru trebuie să-l faceți și pentru cel de-al doilea fapt istoric. La exercițiul 6, repet, avem de redactat două prezentări. Exercițiul al 7-lea vă cere să menționați ceva. O caracteristică a unei instituții centrale. O asemănare între două viziuni despre romanitatea românilor, că tot a vorbit domnul profesor anterior pe acest subiect.
Este un exercițiu care, începând cu acest cuvânt, menționează, vă indică că trebuie să dați un răspuns scurt. Un răspuns scurt într-un enunț. Un enunț care reia, practic, solicitarea din exercițiu și o completează. Nu trebuie să dezvoltați foarte mult, da? Repet, poate să fie o propoziție dezvoltată, că nu găsesc alt cuvânt la acest moment. Așadar, subiectul 1 va aduce 30 de puncte. Primele 5 exerciții înseamnă 20 de puncte pe baza celor două surse istorice. Cele ultimele două exerciții, exercițiul 6, mă scuzați, da, scuzați, exercițiul al șaselea va aduce punctaje, 6 puncte, câte 3 pentru fiecare prezentare, iar exercițiul al șaptelea va aduce 4 puncte pentru menționări, da? Pentru o menționare într-o propoziție dezvoltată. Dacă ar fi să dăm un exemplu pe acest subiect 1, în funcție de ce ați discutat anterior, în legătură cu subiectul Romanitatea Românilor, la subiectul 6 ar putea să fie prezentați două viziuni diferite despre Romanitatea Românilor. Ce înseamnă viziune? Înseamnă modalitatea în care un istoric sau un politician explică conceptul de Romanitatea Românilor. Am spus că orice prezentare are context, conținut, consecință. Ceea ce înseamnă că prima oară ne întrebăm de ce s-a apucat omul respectiv să abordeze subiectul. Pe conținut explicăm care este modalitatea în care explică el conceptul de Romanitatea Românilor, iar pe consecință încercăm să vedem care a fost ecoul ideilor sale sau ecoul viziunii sale în epocă sau peste timp. Cam așa ar trebui să facem o prezentare. Prezentarea nu este despre a scrie mult, ci este despre a scrie la obiect și despre a evidenția cu foarte mare claritate relația cauză-efect. În speranța că m-am făcut înțeleasă, aș vrea să trecem la subiectul al doilea. O să-i rog și pe colegii din platou să dea imaginea cu modalitatea de rezolvare a subiectului al doilea. Subiectul al doilea presupune de asemenea, nu, suntem tot pe structura examenului, pe documentul Word, da? Pe subiectul al doilea. Aici, pe subiectul al doilea. Mulțumesc. La subiectul al doilea avem o singură sursă. O singură sursă, adică un text al unui autor pe un anumit subiect istoric. Sursa aceasta trebuie citită și reiau cu foarte mare atenție. Insist pe acest sfat. Citiți cu foarte mare atenție sursele. Nu încercați să identificați în ele repede răspunsurile la întrebări. Încercați să înțelegeți mesajul, pentru că la un moment dat vi se cere chiar să reproduceți propria voastră opinie despre sursa, informația din sursa respectivă. Și nu veți putea face acest lucru decât dacă veți citi cu foarte mare atenție sursa. Așadar, o sursă istorică și 6 exerciții. 5 dintre ele vă aduc 24 de puncte, 26 de puncte chiar, mă scuzați, doar pe baza sursei. Ultimul exercițiu este o compoziție personală. Să începem. Exercițiile de la 1 la 3, iarăși, sunt cu un grad de dificultate redus. Ele presupun determinări spațio-temporale în legătură cu informațiile pe care le aveți în sursă. Vi se cere să identificați spații istorice, vi se cere să stabiliți secolul la care se referă sursa, pornind de la anul pe care îl veți regăsi întotdeauna în sursa respectivă. Și poate că sunt unii dintre voi care zâmbesc acum și spun: ei, dar ce, noi nu știm în clasa a 12-a să găsim spații istoric? Există, cu siguranță, printre voi foarte mulți copii care știu să facă acest lucru. Dar sunt și copii care au dificultăți. Și atunci ar trebui să le spunem să caute în surse orice determinare geografică,
orice locație istorică, orice toponim ar putea să-l ajute să răspundă corect la exercițiul respectiv. La subiectul al doilea, vi se cere să identificați secolul. De fapt, să-l precizați în funcție de anul care apare în sursă. Și iarăși o să zâmbiți și o să spuneți, Doamna, suntem în clasa a 12-a, nu știm noi secolele. Din experiența corecturii la bacalaureat, vă spun că sunt și foarte mulți copii care nu reușesc, poate din cauza emoțiilor sau din cauza neștiinței, să stabilească corect secolul respectiv. Ce putem face pentru a veni în întâmpinarea lor? Ar trebui să le spunem că un secol are 100 de ani. Ca să-l stabilim, ar trebui să-l luăm anul din sursă, îl împărțim la 100 și ar trebui să ne dea secolul. Ce înseamnă asta? Dacă luăm, de exemplu, anul 1401 și îl împărțim la 100, ne dă 14,01. Asta înseamnă că este secolul imediatul următor, adică secolul al 15-lea. Dacă, în schimb, luăm anul 1400 și îl împărțim la 100, știți deja, e 14, asta înseamnă că este secolul al 14-lea. În speranța că ne-am lămurit, putem să trecem la exercițiile următoare. Exercițiul al patrulea vă cere să menționați din sursa dată două informații referitoare la ceva. Formularea aceasta din sursa dată trebuie să vă ducă cu gândul la citat. Da? Deci, citim sursa. Din nou, am zis că o citisem și la începutul rezolvării, nu? Citim sursa din nou, identificăm paragraful care ne interesează, îl împărțim în două și găsim cele două informații pe care le trecem apoi pe foaia de examen, pur și simplu. Da? Punem 4, de la exercițiu 4, apoi ghilimele, scriem informația, închidem ghilimelele, de la capăt, ghilimele, scriem informația și închidem ghilimelele. Ce puteți observa în prezentarea de pe ecran? Că în barem se specifică că la acest exercițiu se punctează orice mod de redactare a răspunsului corect, prin citat din sursă, prin menționare sau în enunț. Se contrazice un pic cu ce v-am spus mai devreme, nu? Însă, iarăși, sfatul meu este ca atâta timp cât scrie din sursa dată să folosiți ghilimelele. Și vă mai dau un sfat. Încercați să puneți informațiile unele sub altele. Cum îmi place mie să le spun elevilor mei, încercați să-l ajutați pe corector să găsească informația în așa fel încât baremul acela să fie completat cu ușurință. De fapt, ajutându-l pe corector, vă ajutați pe voi. Dacă lucrurile sunt trecute cu claritate pe foaia de examen, nu riscați să treacă corectorul din oboseală peste informația care pentru voi înseamnă puncte. Așadar, am rezolvat și exercițiul al patrulea. Două informații, în citat, din sursă, unele sub altele. Să mergem la exercițiul al cincilea. Exercițiul al cincilea vă spune să formulați pe baza sursei date un punct de vedere referitor la ceva, suntem într-o prezentare generală, deci nu particularizăm acum, susținând punctul de vedere respectiv cu două informații din sursă. Foarte multe informații. Să le luăm pe rând. Citim sursa. Identificăm paragraful care ne interesează în funcție de solicitarea din enunț. Paragraful respectiv îl citim o dată, de două, de trei ori, de câte ori este necesar, până reușim să identificăm mesajul și să îl punem în propriile cuvinte. După care putem să trecem la redactare. Pe foaia de examen scriem potrivit sursei date sau nu neapărat, putem să scriem direct mesajul pe care l-am înțeles noi din sursă referitor la sau în strânsă legătură cu solicitarea din enunț. După ce ați scris propoziția respectivă, trebuie să fie o propoziție dezvoltată sau chiar o frază, bineînțeles că trebuie să aduceți cele două informații din sursă pe baza cărora ați formulat punctul de vedere. Iarăși, vă rog să priviți cu atenție ce spune baremul. Baremul spune că puteți să obțineți 10 puncte
7 puncte sau 0 puncte la acest exercițiu. Veți obține 10 puncte dacă formulați punctul vostru de vedere, adică redați mesajul pe care l-ați identificat în citat, în sursa de mai sus, și apoi puneți între ghilimele informațiile din care ați extras mesajul și aveți 10 puncte. Două seturi de ghilimele și un text al vostru. 7 puncte obțineți dacă ați prezentat mesajul și ați notat doar un set de ghilimele sau o informație într-un singur set de ghilimele. Și 0 puncte, adică nu obțineți nimic, dacă scrieți punctul de vedere și uitați să puneți ghilimelele. Sau scrieți doar ghilimelele și nu mai puneți punctul de vedere. E logică dacă ați folosit ghilimelele, ați identificat bucățica din sursă care este necesară a fi explicată. Da? Sau spun unii elevi, doamna, dar eu am scris punctul de vedere pe baza sursei. Ce dacă n-am pus ghilimelele respective? Că până la urmă e clar că de acolo am luat informația. Poate. Dar baremul este foarte strict. Și baremul spune că trebuie să avem punct de vedere și două seturi de ghilimele sau două informații din sursă pe baza cărora am formulat acel punct de vedere. Bun. Așadar, acestea sunt cele 5 exerciții care pot fi rezolvate doar prin raportare la sursă, da? Și care vă aduc 26 de puncte. Ce observăm? La primul subiect aveați pe sursă 20 de puncte. La subiectul al doilea aveți pe sursă 26 de puncte. Asta înseamnă 46 de puncte cu 10 puncte din oficiu, 56 de puncte doar pe baza surselor. Revenind la subiectul al doilea. La subiectul al doilea, exercițiul al șaselea, ne spune să argumentăm printr-un fapt istoric relevant afirmația potrivit căreia. Și ne dă acolo o afirmație sau este notată o afirmație. Ce trebuie să facem aici? Vedem în barem că sunt doar 4 puncte și ne întrebăm ce ar trebui să scriem pentru cele 4 puncte. Ar trebui, în primul rând, să notăm afirmația, așa cum apare ea în enunț. Afirmația respectivă trebuie argumentată, adică trebuie să găsim un fapt istoric care corespunde sau poate susține afirmația respectivă. Apoi, acest fapt istoric trebuie explicat. Cum îl explicăm? Vă spuneam mai devreme că trebuie să evidențiem întotdeauna relația cauză-efect. De data aceasta însă, trebuie să facem acest lucru și prin utilizarea conectorilor. A conectorilor de cauză și dacă vă uitați pe barem o să vedeți deoarece, pentru că, și a conectorilor de efect. Așadar, deci, prin urmare. Și dacă interpretăm un pic baremul și vedem acolo că este folosit pluralul, conector de cauză, conector de efect, asta ne duce cu gândul la faptul că ar trebui să avem cel puțin 2 conectori de cauză și cel puțin 2 conectori de efect în explicarea faptului istoric pe care noi l-am ales pentru a argumenta afirmația din enunț. După ce am făcut asta, scriem pur și simplu de la capăt în concluzie, reluăm afirmația și suntem siguri că cele 4 puncte sunt ale noastre. Dacă respectăm cerința din enunț. Așadar, am vorbit până acum despre cele două subiecte, subiectul 1 și subiectul 2. Repet, sunt subiecte care presupun o citire cu atenție a surselor istorice pentru a înțelege mesajul transmis de acestea și pentru a putea rezolva cu efect maxim, da? Adică pentru a putea rezolva corect toate cerințele. Ce nu găsim în sursă, găsim în folderele din creierașul nostru. Pentru că până la urmă, tot anul școlar, am parcurs materia la clasă alături de profesorul nostru și cu siguranță avem informațiile care sunt necesare pentru a completa cele
trei exerciții, nu? Pentru că avem 6 și 7 de la subiectul 1 și exercițiul 6 de la subiectul al doilea. Cum ar putea să arate un exercițiu 6 pe tema romanitatea românilor în viziunea istoricilor? De exemplu, ar putea să vă ceară să argumentați printr-un fapt istoric relevant afirmația potrivit căreia combaterea romanității românilor s-a realizat din motive politice în secolul al XX-lea. Am ales secolul al XX-lea pentru că din prezentarea domnului profesor cu siguranță ați reținut partea mai spre final, nu? Că atunci când a vorbit despre perioada comunistă, să zicem. Și v-a adus în discuție abordările lui Mihail Roller sau abordarea lui Nicolae Ceaușescu asupra acestui subiect. Repet, la exercițiu 6 punem afirmația așa cum este formulată ea în enunț, enunțăm un argument, îl explicăm utilizând conectorii de cauză și de efect și apoi punem în concluzie, reluăm afirmația și trecem la subiectul al treilea. Acesta este subiectul care, de regulă, îi sperie pe elevi. Și de câte ori nu mi-a fost dat să aud, Doamne, eu fac subiectul 1 și subiectul 2, dar la subiectul 3 nu mă bag, pentru că eseu, eu nu știu să fac eseu. Dacă ne uităm cu atenție la structura exercițiului al treilea, observăm că sunt acolo niște liniuțe în dreptul cărora sunt niște cuvinte. Precizarea, menționarea, prezentarea, formularea unui punct de vedere. Sunt exact aceleași formulări pe care le-am regăsit și la subiectul întâi și la subiectul al doilea. Asta înseamnă că dacă învățăm, nu avem cum să spunem că noi nu ne apucăm de eseu pentru că noi nu știm să facem acest subiect. Bun, să le luăm pe rând. La subiectul al treilea, ni se spune că în aproximativ 2 pagini trebuie să realizăm un eseu despre o anumită temă respectând o structură. Cum este punctajul pentru acest subiect al treilea? Sunt 30 de puncte, da? Cu toții știți asta. 24 de puncte sunt pentru informația istorică, adică pentru bifarea tuturor liniuțelor pe care le avem în structură. 6 puncte sunt pentru ordonarea și exprimarea ideilor. O să parcurgem fiecare dintre aceste informații suficient de lent încât să ne fie clar și de asemenea materialul acesta puteți oricând să îl verificați sau să vă uitați peste el atunci când rezolvați exercițiile în așa fel încât să fie un sprijin pentru voi. Aș vrea să precizez că este o modalitate de abordare a subiectului la disciplina istorie. Nu pretind că este cea mai bună, este modalitatea pe care eu o prezint elevilor mei și pe care vin acum și vă prezint și vouă. Ea nu își propune sub nicio formă să vină peste informația de la clasă, adică să anuleze informația de la clasă, ci este mai degrabă complementară. Efortul profesorului vostru la catedră este de apreciat, da? Și contribuția noastră este aceea de a-l sprijini, practic, în atingerea obiectivelor pentru pregătirea examenului de bacalaureat. Revenind. Așadar, avem 24 de puncte pentru informația istorică. Ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie să ne apucăm cu suflet curat și să facem schema pentru eseu. Ce este un eseu? Un eseu este o abordare a unei teme istorice pe structura introducere, cuprins, încheiere. Ce este introducerea? Introducerea este partea în care explicăm noțiunile ce urmează să fie abordate. Enunțăm cadrul general în care ne aflăm, pornind, bineînțeles, de la tematica din enunț. Cuprinsul se raportează la toate liniuțele din structură. Inclusiv ultima liniuță, aceea cu formularea unui punct de vedere, face parte tot din cuprins. Ce este concluzia? Concluzia este acea parte din eseu în care punctăm importanța temei abordate.
sau reluăm o idee esențială din conținutul pe care l-am redat anterior. Revenind la cuprins, vă spuneam și mai devreme că eu nu înțeleg niciodată exact abordarea aceasta, nu știu să fac eseuri. Pentru că, repet, fiecare liniuță este urmată de un cuvânt cu care noi ne-am familiarizat în celelalte subiecte. Avem formulări de genul menționați, precizați. Ce am spus că înseamnă? Înseamnă că trebuie să formulăm enunțuri scurte pe tema respectivă. Nu ne cere nimeni să batem câmpii în legătură cu informația respectivă. Și aș vrea să vă mai spun un lucru. Bacalaureatul nu este olimpiadă. Nu vă ridică nimeni statuie dacă scrieți 5 pagini. Trebuie să scrieți la obiect și trebuie să scrieți conștient de faptul că există, conștienți de faptul că există un barem pe care trebuie să îl atingeți în toate punctele sale. Revenind, a prezenta, am văzut la subiectul 6, că înseamnă dezvoltarea unui subiect. O dezvoltare care presupune evidențierea cauzei, a conținutului și a consecinței faptului istoric pe care noi trebuie să îl dezvoltăm. A formula un punct de vedere este un enunț care seamănă foarte tare cu cel de la subiectul 2, exercițiul 6, acolo unde ni se cerea să argumentăm o afirmație. De data aceasta, afirmația trebuie să o facem noi, adică să o formulăm. Va fi opinia noastră în legătură cu subiectul respectiv. Sfat. Nu folosiți formulări de genul în opinia mea. Să fim serioși, nu sunt opiniile voastre despre subiectul respectiv sau nu neapărat. Nu e ca și cum trebuie să scriem despre opinia noastră în legătură cu importanța sportului pentru dezvoltarea armonioasă a organismului. De fapt, trebuie să ne raportăm la abordările istoriografice asupra subiectului și să încercăm să găsim o modalitate prin care să ne susținem sau să explicăm faptul istoric pe care l-am ales noi ca și argument. Așadar, utilizați pur și simplu o propoziție. Da? Formulați o afirmație a voastră în legătură cu solicitarea din enunț. De exemplu, o să vedem îndată când o să intrăm pe subiect. Vi se cere să formulați un punct de vedere despre necesitatea studierii romanității românilor. Și ce am putea să spunem aici? Că este important să studiem romanitatea românilor, de exemplu, pentru a putea combate teoriile exagerate. Ce am făcut? Am reluat cuvinte din enunț pe care le-am pus în propria mea propoziție, pe care am completat-o apoi cu o informație în așa fel încât să devină logică. După ce am formulat această opinie, bineînțeles că trebuie să vin cu argumentul sau cu faptul istoric care poate să susțină afirmația respectivă. Odată ce am făcut și acest pas, trec la explicație. Cum am spus că se face explicația? Utilizând conectorii, adică evidențiind, practic, relația cauză-efect. Conectorii aceștia sunt de cauză, deoarece, pentru că și de efect, așadar, astfel, prin urmare. Da? Vedeți cât de mult seamănă cu subiectul 6, cu exercițiul 6 de la subiectul al doilea? Foarte mult seamănă. Bun. Mergând mai departe, vedeți că aici v-am și explicat care sunt cele trei etape în formularea argumentului și apoi, odată liniuțele epuizate sau odată informația istorică epuizată, ar trebui să ne oprim un pic și asupra modului în care se punctează ordonarea și exprimarea ideilor. Vedeți că sunt aici 6 puncte. 2 puncte sunt pentru utilizarea limbajului istoric adecvat. Ce înseamnă limbaj istoric adecvat? Înseamnă modalitatea în care voi vă raportați la informație istorică și reușiți să o transmiteți cu propriile voastre cuvinte. Într-un mod care să evidențieze relația cauză-efect, într-un mod așadar care presupune o abordare critică, nu o povestire a informației respective, o abordare critică a subiectului istoric.
Vedeți de asemenea că există un punctaj intermediar aici. Un punct pentru utilizarea parțială a limbajului istoric adecvat. Mai departe, vedem că există un punct pentru structurarea eseului. Eseul are introducere, cuprins și concluzie. Dacă vreți să luați punctul, trebuie să aveți fraza de introducere, cuprinsul și fraza de concluzie. Apoi, avem două puncte pentru respectarea succesiunii cronologice, logice, a faptelor istorice. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, de exemplu, dacă suntem pe tema pe care o discutăm astăzi, adică romanitatea românilor în viziunea istoricilor, și începem să zicem să vorbim despre Adexenopol, ar fi foarte, care vă spunea domnul profesor că este în secolul al XIX-lea, nu? Ar fi foarte bine să ne abținem, să ne mai întoarcem la secolul al XVI-lea. Da? Încercăm să mergem cronologic. Dacă am ratat, încercăm să ne repliem și să vedem informațiile de după momentul respectiv, ca să nu pierdem cele două puncte. Vedeți că și aici există un punctaj intermediar, un punct pentru respectarea parțială a succesiunii cronologice, logice a faptelor istorice. Și ultimul punct din cele șase este pentru respectarea limitei de spațiu. Spuneam la început că eseul nostru trebuie să aibă aproximativ două pagini și întotdeauna apare întrebarea, Doamna, ce înseamnă aproximativ două pagini? Înseamnă sigur că o pagină trebuie umplută cu informații, nu? Trebuie completată ca să ne exprimăm și noi într-un limbaj adecvat. Iar în pagina următoare ar trebui să avem o informație cât de succintă ca să putem bifa cele aproximativ două pagini. Cu toate astea, vedeți că este doar un punct din 30. Da? Ceea ce înseamnă că dacă sunteți cu adevărat inspirați și vă vin informațiile și nu puteți să mai extrageți din ele, scrieți două pagini jumătate, că nu se întâmplă absolut nimic. Bun. În finalul acestei prezentări, vedeți că am reluat din bare, se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor. Nu se acordă fracțiuni de punct, asta mai ales, v-am spus, la subiectul 1, exercițiu 7, unde exercițiul 5, mă scuzați, unde obțineți 7 puncte sau nimic, da? La exercițiul al 7-lea, unde aveți 4 puncte sau nimic, tot subiectul 1. În subiectul 2, exercițiul al 6-lea, unde iarăși obțineți 4 puncte sau nimic, da? Și trebuie să aveți mare grijă să bifați tot ce trebuie acolo, în așa fel încât să fiți siguri că obțineți punctele respective. Se acordă 10 puncte din oficiu, nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total obținut pentru lucrare. Aceasta ar fi structura unui subiect de bacalaureat. Repet, este modalitatea prin care înțeleg eu că trebuie rezolvate subiectele acestea și o propun de fiecare dată elevilor mei, iar în contextul acestui proiect o propun și vouă ca modalitate de rezolvare. În continuare, o să luăm o scurtă pauză și o să revenim cu un subiect de bacalaureat în încercarea de a soluționa misterul abordării subiectului al treilea, adică a eseului. Ne revedem! Bun, și vă promitam o modalitate de rezolvare a subiectului 3 pe tema romanității românilor în viziunea istoricilor. Trebuie să stabilim de la început că tema aceasta nu a fost dată la BAC din momentul în care am început eu să predau pentru bacalaureat, adică din anul 2012, nu, chiar mai devreme. Nu a fost niciodată această temă la examenul de bacalaureat. În schimb, am găsit două variante. Prima, pe care vă supun atenție, este o variantă model din 2015. Da? Și o să urmărim împreună enunțul subiectului al treilea. O să mă ajute colegii să derulăm. Bun. Ce observăm? La subiectul al treilea se spune așa. Elaborați în aproximativ două pagini un eseu despre preocuparea istoricilor pentru romanitatea românilor, având în vedere
menționarea a două cauze ale abordării romanității românilor de către istorici și precizarea unei asemănări între acestea. Menționarea a doi istorici și prezentarea viziunii referitoare la romanitatea românilor a unuia dintre aceștia. Formularea unui punct de vedere referitor la existența constantelor în abordarea romanității românilor de către istorici și susținerea acestuia printr-un argument istoric. Și pentru că acum suntem la început și sigur aveți răbdare să mă urmăriți, o să citesc și nota. Se punctează utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidențierea relației cauză-efect, elaborarea argumentului istoric, adică prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea și concluzia, respectarea succesiunii cronologice, logice a faptelor istorice și încadrarea eseului în limita de spațiu precizată. Legând cu informația anterioară, observați că nota aceasta va atrage atenția asupra celor 6 puncte pe care le puteți obține pentru exprimarea și ordonarea logică și cronologică a ideilor voastre. Bun. Și acum, ce ar trebui să faceți în momentul în care primiți foaia cu subiectele, aveți foarte multe emoții, nu știți de ce să vă apucați? Vă propun să vă apucați de schema eseului. Adică vă propun să citiți enunțul așa cum am făcut eu aici și să încercați să încropiți o schemă care să vă fie de ajutor în elaborarea conținutului eseului. Nu trebuie să faceți acum eseul. Acum, la începutul examenului, facem schema. Ce ar trebui să facem? Stați să vedem dacă găsim. Am spus așa, că orice eseu are o introducere, are liniuțele, am văzut că sunt 3 liniuțe de data aceasta, în cuprins, și are o concluzie. Haideți să vedem. Ce ne spune aici? Menționarea a două cauze ale abordării romanității românilor de către istorici și precizarea unei asemănări între acestea. Ați fost atenți la prezentarea anterioară? Sau ați învățat tema asta deja? Haideți să vedem care ar putea fi două cauze ale abordării romanității românilor. De exemplu, vă vorbea domnul profesor la un moment dat despre umaniștii italieni, da? Care au abordat romanitatea românilor din cauza amenințării otomane. Amenințarea otomană este așadar o cauză pentru care umaniștii italieni au abordat acest subiect. O altă cauză pentru care a fost abordat subiectul v-a explicat-o domnul profesor în contextul secolului al XVIII-lea, atunci când vă vorbea despre Inocentie Micu Klein sau școala ardeleană, și acolo cauza era lupta pentru drepturi a românilor din Transilvania. Observați că am ales o cauză din evul mediu, da? Și o cauză din epoca modernă. Am terminat liniuța asta? Nu am terminat-o, pentru că ne spune că trebuie să precizăm și o asemănare între cele două cauze. Ce asemănare am putea să identificăm între cauzele menționate aici pe tablă, având în vedere că vorbim despre ani distanță între ele? Asemănarea este legată de faptul că vorbim despre cauze cu un conținut politic. Da? Adică vorbim despre caracter politic al cauzelor menționate. Poate că luat așa, ca formulare, nu pare importantă. Sau vă întrebați de unde și până unde caracter politic. Însă dacă priviți contextul întregii lecții,
veți descoperi, de exemplu, că, și a punctat și domnul profesor, umaniștii români, cronicarii români, au abordat această problemă a romanității, în special dintr-o cauză intelectuală, dintr-o dorință de cunoaștere și dintr-o dorință de afirmare, în special a unității de neam a românilor. Așadar, asemănarea este legată de caracterul politic a celor două cauze formulate. Am terminat prima liniuță. Continuăm. Menționarea a doi istorici și prezentarea viziunii referitoare la romanitatea românilor a unuia dintre aceștia. Doi istorici pe care i-a prezentat domnul profesor și aș vrea să merg în această continuitate a ideilor formulate de dumnealui sunt Vasile Pârvan și Gheorghe Brătianu. Sunt doi istorici. Observați că am ales doi istorici din epoca contemporană, nu? Vasile Pârvan, începuturile vieții romane la gurile Dunării, 1923, Gheorghe Brătianu, o enigmă și un miracol istoric poporul român, 1937, varianta în limba franceză, 1940 în limba română. Doi istorici așadar care au abordat problema romanității românilor. Vasile Pârvan este cunoscut în special pentru modul în care a combătut ideile formulate de Robert Roessler. Ce avem în continuare? Avem cuvântul acela care ar trebui să ne aprindă toate beculețele. Prezentare. De ce să ne aprindă beculețele? Pentru că este cuvântul care ne spune nouă că trebuie să fim foarte atenți și trebuie să dezvoltăm informația. Orice prezentare dintr-un eseu va aduce 5 puncte. Aceste două nume vă aduc 6 puncte, adică mult mai mult. Și doar le menționați. Pentru prezentare însă avem 5 puncte pentru care trebuie să muncim. Să zicem că alegem Vasile Pârvan, da? Așa pățesc și la școală tot timpul. Nu o să mă plec acum să ridic creta. Nici la școală nu fac asta. Bun. Vasile Pârvan susține romanitatea românilor cu argumente logice și istorice. Vă puncta, domnul profesor, importanța argumentelor logice și știți de ce? Pentru că sunt cel mai ușor de reținut. Dacă avem un cadru istoric, da? E foarte ușor să identificăm argumentele logice. Ce înseamnă viziune referitoare la romanitatea românilor? Ideile sale formează viziunea, da? Deci, o să formulăm mai, o să spunem aici viziune. Și am spus că pentru orice prezentare trebuie să ne raportăm la trei chestiuni, și anume cauză, ce anume l-a făcut pe acest autor să ia poziție în favoarea romanității românilor? Conținut. Conținutul viziunii, vă dați seama, că înseamnă pur și simplu ideile prin care autorul susține romanitatea românilor. Și consecință. Consecința, adică care este ecoul ideilor lui Vasile Pârvan în epocă sau peste timp, cum vă spuneam și mai devreme. Și am terminat și a doua liniuță. Și putem să trecem acum la cea de-a treia liniuță. Formularea unui punct de vedere referitor la existența constantelor în abordarea romanității românilor. Ce înseamnă, dragilor, constantă? Constantă înseamnă un lucru care se regăsește în viziunile despre romanitatea românilor. Adică înseamnă până la urmă ideea asemănătoare, reproduse de unul sau mai mulți, nu, de cel puțin doi istorici, ca să aibă relevanță. Interesant aici, la modalitatea aceasta de formulare, este că ne vorbește despre istorici. Și atâta timp cât spune existența constantelor în abordarea romanității românilor de către istorici, nu mă lasă să mă duc pe politizarea romanității românilor.
Îl putem considera pe Robert Roessler istoric? Nu chiar. Și atunci ne preocupă acele abordări ale romanității românilor în care sunt aduse argumente logice și istorice referitoare la originea daco-romană a românilor, la latinitatea limbii române, la continuitatea daco-romană în condițiile migrațiilor sau la unitatea de neam. Cine face acest lucru sau care sunt autorii care se apropie prin viziunile lor formulate în legătură cu acest subiect? V-a spus domnul profesor anterior și am făcut și eu așa un fel de incursiune acolo la, când am explicat caracterul politic, ar trebui să vorbim un pic aici despre cronicarii români. Ce am spus noi că trebuie să facem în formularea punctului de vedere? Trebuie să facem o afirmație, o opinie a noastră, în care să reluăm informația din enunț și să o completăm. Există constante în abordarea romanității românilor de către istorici. Este cea mai simplă formulare a unei opinii. Da? Care ar fi argumentul? Argumentul ar trebui să fie legat de viziunea, sau un argument în acest sens este viziunea cronicarilor români asupra acestui subiect. Ce facem noi pe schemă? Doamne, doar nu o să ne apucăm să scriem toată opinia. O să scriem doar argumentul. Și o să scriem ARG, că prescurtăm, nu suntem la începutul examenului de bacalaureat și nu avem prea mult timp să poposim în această schemă. Nu mi-a ieșit foarte bine asta cu liniuța, motiv pentru care o să o șterg de aici, să-mi iasă frumos schema. Argumentul, așadar, este legat de viziunea cronicarilor români asupra romanității românilor. Ce observăm? Observăm că este o formulare generală, iar noi, ca să o explicăm, va trebui să ne ducem pe cei trei cronicari, Grigore Ureche, Miron Costin, Constantin Cantacuzino, și să va trebui să evidențiem în relație cauză-efect abordările acestora. Pe schemă ar trebui să scrieți cuvântul conectori, pentru că el va atrage atenția asupra faptului că n-aveți voie să faceți această argumentare fără utilizarea conectorilor. Ați văzut pe barem că există punctaj din 5 puncte pentru formularea opiniei, un punct este pentru utilizarea conectorilor. Am terminat cu liniuțele, asta înseamnă că pot să trag linia de concluzie, pun aici concluzia, mă uit un pic așa peste ideile formulate aici și observ o problemă. Care este problema? V-ați dat seama cumva? Problema este așa. Că aici sunt pe secolul 15, nu? Aici sunt pe secolul 18, aici sunt pe secolul 20 și aici sunt pe secolul 17. Și chiar început de 18, dacă mă gândesc la Constantin Cantacuzino. Ce înseamnă asta? Înseamnă că după ce faceți, dragilor, schema aceasta, ar trebui să stabiliți ordinea cronologică a ideilor. Am ales această formulare tocmai ca să vă atrag atenția asupra importanței cronologiei. Puteam foarte bine aici să merg în continuare și să mă duc pe abordările din perioada comunistă și să găsesc acolo o constantă și să am eseul în ordine cronologică sau liniuțele în ordine cronologică. Dar nu asta mi-am propus astăzi. Mi-am propus să vă arăt cât de important este să stabiliți voi înșivă cronologia și cât de important este să înțelegeți că nu trebuie să aveți cu toții aceeași rezolvare a eseului, ci fiecare dintre voi trebuie să se raporteze la acel conținut pe care îl știe cel mai bine și care se încadrează, bineînțeles, în solicitările din enunț. Așadar, trebuie să pun cronologia,
Nu? Și o să punem cronologia. Asta înseamnă că o să începem cu amenințarea otomană și o să o explicăm ca și cauza abordării romanității românilor de către umaniștii italieni. O să vorbesc apoi, după ce îi trec în revistă pe umaniștii italieni, despre cronicarii români. O să vorbesc în continuare despre abordările din Transilvania și bineînțeles că trebuie să evidențiez asemănarea dintre cele două cauze și în final voi face trimiterile spre cei doi istorici și prezentarea viziunii unuia dintre ei, da? Aceasta fiind partea cu care o să închei conținutul eseului. Da? Odată ce am făcut această organizare, pot să trec cu ușurință la subiectul 1 și subiectul al doilea. Între timp nici nu o să mai aveți emoții, nu? Pentru că au dispărut cât de cât. Asta înseamnă că puteți cu suflet curat să citiți sursele de la subiectul 1. Bun. Am revenit cu o altă variantă și vă spuneam mai devreme că nu se regăsește tematica aceasta în subiectele de bacalaureat. În schimb, anul trecut, știți, a fost situație pandemică și au fost formulate câteva variante de antrenament pentru elevii de clasa 12-a. Aveți acum în față varianta numărul 14 și dacă mergem la subiectul al treilea, avem acolo următoarea solicitare. Elaborați în aproximativ două pagini un eseu despre romanitatea românilor în viziunea istoricilor, având în vedere menționarea a două caracteristici ale scrierilor care susțin romanitatea românilor în secolele 17-18. Precizarea unui istoric din secolul al XIX-lea și menționarea a două idei prin care acesta susține romanitatea românilor. Prezentarea unui aspect referitor la romanitatea românilor în viziunea istoricilor în primele patru decenii ale secolului al XX-lea și formularea unui punct de vedere referitor la abordarea romanității românilor în perioada totalitarismului și susținerea acestuia printr-un argument istoric. Să trecem la treabă, nu? Bun, în primul rând scriem IU de la introducere, tragem liniuțe și mergem la prima solicitare. Menționarea a două caracteristici ale scrierilor care susțin romanitatea românilor în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea. Ne ajută discuția anterioară. Ce am spus că avem în secolele al XVII-lea, al XVIII-lea? Avem cronicarii români. Nu? Scrierile acestor cronicari susțin romanitatea românilor. Dacă ne cer două caracteristici, vă dați seama că nu vă cere să scrieți acolo cât de întinsă este lucrarea. Vă cere să spuneți care este practic viziunea autorilor formulată în lucrările respective. Bun. Ce avem? Am spus că un autor este Grigore Ureche, nu? Care a scris Letopisețul Țării Moldovei. Da? Suntem pe schemă, asta înseamnă că nu scriem mult pe schemă, o să scriem numele complet al lucrării în eseul propriu-zis. Apoi îl avem pe Constantin Cantacuzino, cu istoria țării românești. Aici nu am cum să prescurtez, că nu avem voie să prescurtăm numele proprii, nu-i așa? Bun, am scris autorii, am scris lucrările, dar nu asta ne cerea. Ne cerea să menționăm două caracteristici ale scrierilor. Cu alte cuvinte, ne cerea să prezentăm două idei formulate în scrierile respective și avem originea romana românilor latinitatea limbii române, de asemenea este formulată în fiecare dintre aceste lucrări
și avem foarte frumos enunțată ideea unității de neam. Vă aduceți aminte, probabil, Grigore Ureche spunea că românii de la râm se trag și cu a lor cuvinte ni s-a amestecate, apropo de originea romană și latinitatea limbii române. Iar Constantin Cantacuzino, în istoria țării românești, spunea că românii dintr-o fântână au izvorât și cură. Fie că sunt ei moldoveni, ardeleni sau munteni, dintr-o fântână au izvorât și cură. Unitatea de neam, așadar. Bun, mergem la liniuța a doua. Precizarea unui istoric din secolul al XIX-lea și menționarea a două idei prin care acesta susține romanitatea românilor. În secolul al XIX-lea, domnul profesor v-a atras atenția asupra lui Ade Xenopol. Ade Xenopol, care în 1884 scria o lucrare, Teoria lui Rössler, în care își punea mintea, cum se zice, cu această teorie și încerca să demonteze ideile formulate de Robert Rössler în lucrarea sa. Cu alte cuvinte, atunci când ne spune menționarea a două idei prin care acesta susține romanitatea românilor, ar trebui să ne gândim, de exemplu, la existența sau continuitatea dacilor după războaiele daco-romane și dacă cumva la clasă aveți manualul de la editura didactică și pedagogică, aveți acolo un izvor care este un fragment din lucrarea lui Ade Xenopol, în care vorbește foarte frumos despre existența femeilor dacice și a legăturilor care s-au stabilit între acestea și romani. De asemenea, Ade Xenopol vorbește despre existența toponimelor, care atestă de asemenea continuitatea dacică în condițiile războaielor daco-romane. Revenim așadar, vorbim despre toponimele dacice păstrate din această perioadă și vorbim de asemenea despre o continuitate a dacilor liberi. Atenție, dacii liberi nu au fost niciodată atacați de romani, adică nu au fost cuceriți de romani și cu atât mai puțin puteau să fie exterminați. Bun, mergem la a treia liniuță. Prezentarea unui aspect referitor la romanitatea românilor în viziunea istoricilor în primele patru decenii ale secolului al XX-lea. Și dacă mai devreme am făcut un exercițiu matematic pentru a stabili secolele, acum ar trebui să ne gândim ce înseamnă patru decenii ale secolului al XX-lea, ca să putem să găsim și noi omul care a vorbit despre romanitatea românilor în acest interval. Ce înseamnă deceniu? Înseamnă 10 ani. Adică 1910, primul deceniu, 1920, al doilea deceniu, 1930, al treilea deceniu, 1940, al patrulea deceniu. Asta înseamnă că trebuie să găsesc o abordare sau un istoric care abordează romanitatea românilor până în 1940. Și am vorbit mai devreme, dacă ați fost atenți, despre doi istorici pe intervalul acesta. Am vorbit despre Vasile Pârvan și despre Gheorghe Brătianu. O să îl abordăm acum pe Gheorghe Brătianu.
Am zis că este cuvântul care trebuie să aprindă beculețele, adică este prezentare, ceea ce înseamnă că în dreptul lui Gheorghe Brătianu, pe schemă, o să trecem cele trei săgeți, cauză, conținut și consecință. Ce l-a făcut pe Gheorghe Brătianu să abordeze subiectul acesta al originilor poporului român? Cum a făcut acest lucru? Da? Care este viziunea sa despre romanitatea românilor și la consecință, bineînțeles, vorbim despre ecoul ideilor sale în epocă. Și ultima liniuță, formularea unui punct de vedere referitor la abordarea romanității românilor în perioada totalitarismului și susținerea acestuia printr-un argument istoric. Ce ne interesează, în primul rând, ce înseamnă asta în perioada totalitarismului? Totalitarismul în România s-a instaurat în perioada postbelică. A îmbrăcat două forme, este totalitarismul de stânga, da? Este clar, este comunismul, dar a îmbrăcat două forme. Pe de o parte avem regimul stalinist al lui Gheorghe Gheorghiu Dej, da? Cunoscut în general ca regimul lui Gheorghe Gheorghiu Dej, și avem regimul național-comunist, adică perioada în care la conducere s-a aflat Nicolae Ceaușescu. E clar că noi punctul de vedere trebuie să-l formulăm fie pentru prima perioadă, fie pentru cea din urmă. Și vă spunea la un moment dat domnul profesor despre Mihail Roller, istoricul regimului comunist, care din dorința de a explica sau de a facilita mai exact abordarea modelului sovietic de organizare a societății, a lansat ideea aceasta că ar fi o mare legătură între formarea poporului român și Rusia chieveană. Așadar, am spus că trebuie să luăm informațiile din nenunt și să creăm opinia noastră. În perioada totalitarismului, abordarea romanității românilor a cunoscut un proces de politizare. Asta ar fi opinia, așadar legată de politizarea romanității românilor. Iar argumentul pe care ar trebui să îl formulăm este legat de ideile lui Mihail Roller. Ce am spus? Punem argument, două puncte. Mihail Roller. Da? Și bineînțeles că nu uităm întotdeauna la argument, să punem cuvântul conectori, pentru că atunci când o să începem să redactăm eseul, o să ne aducem aminte că trebuie să insistăm asupra lui deoarece, pentru că așadar, astfel, prin urmare. Prin urmare, că tot am ajuns aici, ultima liniuță este despre concluzie și înainte de a trece la etapa următoare, trebuie să stabilim ordinea cronologică a ideilor. De data aceasta, observați, este ordinea liniuțelor, da? Adică, întâi o să vorbim despre secolele 17-18, adică despre cronicari, apoi o să vorbim despre A.D. Xenopol, pe care, bineînțeles că o să-l abordăm în contextul sau în strânsă legătură cu Robert Roessler, apoi vom face prezentarea despre Gheorghe Brătianu și, în final, argumentarea despre Mihail Roller. Acestea ar fi așadar câteva repere în abordarea subiectului la examenul de bacalaureat disciplina istorie, în strânsă legătură cu prima temă pe care am abordat-o astăzi, romanitatea românilor în viziunea istoricilor. În speranța că informațiile pe care vi le-am prezentat vă sunt utile în pregătirea examenului, vă aștept în episodul următor pentru un nou capitol, autonomii locale și instituții centrale în spațiul românesc medieval. Vă mulțumesc pentru atenție, o zi bună și nu uitați, pregătiți-vă constant pentru examenul de bacalaureat, pentru că doar așa veți avea un examen de nota 10.
Mulțumesc, la revedere!